băieți, bună la fete, în cazul în care există și urmăritoare. Astăzi, pentru că nu este așa mare tonaj, mi-a dat duba și foarte bine a făcut, pentru că am o distanță mai mare de făcut. Trebuie să mă duc undeva la Gatwick, după aia să mă duc la Eastbourne, Brighton și după aia să fac o colecție în Portsmouth. Așadar, azi avem 8 livrări de făcut și o colecție, însă avem distanță de parcurs, așa că nu mă vai din pricina asta. Ia să vedem, prima livrare, dracu-n praznic, hai să o găsim pe navigație. Cred că mi-a rămas salvată de data trecută, dar pe navigația mea mereu când intru trebuie să șterg istoric, că apoi îmi dă eroare și mă trezesc pe la mijlocul drumului că mi-e de navigație, că îmi dă eroare. Așadar, așa, 5R. Cred că la ultimul trag vlog, tot acolo am fost în pădurea aia de... Bine, n-am făcut ei complet. Da, exact așa, cum v-am promis, nimic nu s-a schimbat. Este ora 4:36 și nici măcar duba nu e încărcată. Presupun că vor fi 2 sau 3 paleți, așa că nu știu. De obicei, cred că ia mai puțin de 10 minute să încarce duba, dacă sunt paleții făcuți. Prima livrare, o oră și ceva. Așadar, mă duc să mă mai uit pe la van. Nu vreau să filmez în garaj, că ăștia imediat dau cu ciocul și după aia o să am eu probleme. Așa că ne auzim puțin mai târziu, dragii tati. Așa, măi, colege, că mai am un pic și ajung și eu la prima livrare. A doua lumina zilei, gata cu noaptea. Acum, conducând duba, mi-a luat undeva la o oră și 10 minute, o oră și un sfert, cam așa. Am oprit pe drum deocamdată. Drumul liber. Este atât de bine că n-am duba, că n-am așa mult stres. Să stau să merg cu 56 de mile pe oră, așa duba pot să-i dau porțiuni în care să-i dau 70, porțiuni în care să-i dau 60-50, înțelegeți? Deci, dacă faci o medie, va fi mai mult de 56 de mile pe oră. Așa că voi ajunge mult mai repede la locații, pentru că n-are lift și astea ca la camion. Probabil îmi va lua mai puțin să descarc. Wow, ce peisaj! Wow, ce superb! Data trecută când am venit era înserată și era noapte și n-am văzut mare lucru. Ce enervante sunt bumperurile astea. Așa că de data asta o să fac duba exact până în spate de tot, chiar dacă am câteva cutii. Așa, oricum va trebui să întorc ca să plec. Așa că avem o dubă manuală astăzi. Așa că facem treaba cu ce avem. Care pun de mână pe partea asta la... Cam ciudat. De obicei mașinile au pe partea stângă. Așa. Că nu m-am uitat dacă e ceva acolo, dar nu cred că e. Așa că o dau cu spatele până unde va fi cel mai ușor să nu mai stau. Că data trecută am pus-o fix acolo și dă și cară robică. După aia am dat cu spatele și nasol cu paletul când l-am avut. Stai așa, deci eu trebuie să mă duc pe drumul ăla, nu, am greșit. Greșeala mea. Ciudat de intrat aici. Am pus și gardul ăla. Dacă îi dau un pic mai tare de volan, iau gardul cu totul. Ciudată intrare. Să dau cât mai aproape, să nu mai stau să car. Deci bucătăria ar fi aia de spate, nu unde am lăsat data trecută. Așa.
Așa, aici nu știu dacă am voie să filmez. Hai că revin imediat. Așa, hai să văd dacă am închis asta. Fac, hai că m-am uitat înăuntru și n-ar fi nimeni. Văd că e unul care a urcat scările acum. Dar nu cred că o să comenteze. Că ăștia, în general, dacă nu le convine ceva, dă cu ciocul și... După aia o să am eu probleme. Să iau troliul de aici. Iap. N-am unde să-l pun în altă parte. Dacă îl pun pe cutie, o să fac astea varză. Și asta aici. Scrie pe ușa acolo să nu fac zgomot, dar n-am cum. Poți vă auzi ceva? Așa. Mă fac cu tine. 1, 2, 3, 4. Grand. Asta ce-o fi? Grand. Văd că mai am pe partea altă. Aerobică. Grea e sărăcia asta. Așa. Acum Grand, bine că nu mi-a pus-o de desubt. S-o dă poate jos. Să vă fac loc aici. Mamă, dar grea e, bă. Sper să nu mai avem ceva. Nici n-am cum să văd, frate. Nici măcar nu a pus etichetă pe ele. Mamă, ce nasole, că n-am etichetă pe ele. Dă-i și mută aerobică. Dă-i și uită-te, Grand Hotel. Acum o să stau să le verific pe foaie. Dacă le duc pe astea, le verific pe foaie, văd dacă lipsește ceva. Mai caut, dacă nu. Foaia. Tot aici am băgat-o. Până la urmă. Mamă, ce grea e sărăcia. Și drum de ăsta. Găuri. Ce urât e. Data trecută le-am băgat în partea alta, acum le bag în partea asta. Că le iau cutie cu cutie să văd ce are. Nu știu unde le vrea, a zis că în bucătărie. În bucătărie le lasă. Hop, stai acolo. Stai cu tata. Deci am așa două ciuperci. Cineva pe aici.
Nu, mai bine că am verificat foaia și trebuia să am două bidoane de ulei, dar e decât unul. Așa că cineva nu-și face treaba cum trebuie din depozit. Și acum ar trebui să iau tot paletul la mână ca să caut cutie. Așa că am și distanță mare de făcut. Asta, să închid ușile, să mă duc să-i zic că lipsește. Nu mai stai să mă sune apoi. Un simplu job de făcut, frate. Să pui marfa pe palet. Așa. Și am plecat mai departe. Mergem spre Eastbourne. Hai că de mult nu m-ați mai văzut cu GoPro-ul pe cap. Așa că astăzi filmările practic nu se vede absolut nimic. Nu știu dacă se va vedea acum. Sper să se vadă. Hop. Așa, e că am reglat camera, că o reglasem de la livrări. Dar rămăsese așa. Bă, ce mă enervează când îmi pune și trei paleți și mă și încurcă. A trebuit să stau să-mi verific foaia la fiecare cutie, la fiecare produs, să văd ce lipsește. Dar i-a lipsit decât un bidon de ulei. Așa că i-am menționat pe foaia acolo că lipsește. Dacă mă sună, îi spun, frate, nu e în dubă. La anul și la mulți ani și un braț verde. Că nici nu mai știu cum să mai stau, frate, să se vadă ca lumea, că dubă asta e, are geamul ăsta foarte ciudate. Nu ai deloc vedere, n-ai nicio viziune, nimic în el. Deci camera vine aici, bam. Ok. Am și o aplicație pe telefon de la GoPro, dar merge foarte greu. Și eu m-aș uita în telefon să văd exact ce vede camera în momentul respectiv și să reglez exact unghiul care ar trebui să fie. Am să încerc să stau pe spate mai mult ca să se vadă mai în ansamblu. Așa. Avem multe mile de făcut astăzi. Nu mă deranjează deloc ca să parcurg o distanță mare. În special când am duba, nu e niciun fel de problemă, că nu mai stau cu grijă la ore, la tacograf, la etc. Așa că avem privilegiu să trecem într-o zonă deosebit de frumoasă, mediul natural. Mie îmi place foarte mult. Să încerc să spăl și cu ăsta de... Deci, frate, dubele și camioanele sunt în sub orice critică. Nu știu, eu așa le văd. Are număr de matriculare, zic, cu 17, ce, 2017. Dar înăuntru arată, zici, că ar fi de vreo 20 de ani folosite. Și ei au spus că o să se schimbe, o să fie, o să treacă. Deci eu exact așa cum v-am spus și v-am asigurat, exact, absolut nimic nu s-a schimbat. A, ce s-a schimbat? Că au stricat rutele și mai rău decât erau. Așa că am să vă povestesc ce am făcut săptămâna trecută. Am muncit luni, marți, miercuri, joi am fost liber, vineri, sâmbătă iar am lucrat. Am avut luni, marți, am fost pe o rută în Londra,
să livrez în centru financiar. A fost ok. Inițial ei mă pusese pe altă rută, dar mi-au schimbat-o și mai bine că au făcut așa. Am fost la Paddington, pe ruta care o aveam eu de obicei, la care a dat-o lui Gras. Hai cu tata. Și hai că urcăm. După aia am fost sâmbătă, băi fraților, dacă filmam, cred că vă făcea cruce și cu mâna stângă și cu picioarele. Deci mi-a băgat 5 paleți în camion, ok, nimic de spus. 5 paleți, 2 tone. Am avut pe un palet, ghiști ce am avut, 30 de saci de cartofi. Fiecare sac 20 de kg, 25 de kg, ceva de gen. Așa. 800 de kg paletul, da? Și încă un palet de vreo 200 de kg, tot așa, niște marfă de asta greu de transportat. Și pe foaie scria, n-ai voie să aduci paletul înăuntru, n-ai voie să lași afară, n-ai voie, trebuie să bagi totul înăuntru, cutie, cutie. E, ce am avut eu noroc e că era un băiețaș care e și el nou, acum a venit în companie și efectiv n-avea rută, n-avea pe ce să-l pună. E un băiat mai de treabă în garaj, zice, ia-l frate tu, să te ajute astăzi, că oricum dacă îl trimit acasă nu-l plătesc, așa că ia-l cu tine. Zic, ok, nicio problemă, oricum aveam nevoie de ceva ajutor. Și mă duc la locație, prima locație am avut alt palet. Dar ghiși ce? Exact unde e Șore, deci la stația de tren, la Box Park. Frate, să ducem un palet sus. Mi-a dat un mănunchi de chei, n-am văzut în viața mea atâtea chei la ruta asta, deci dita mai mănunchiul. La care încerc să bag toate cheile, nu știu nimic. Vine un om de la security, mi-a deschis prima ușă, că sunt vreo 60 ceva de companii. Și zice, salut, de unde ești, la, zice, ai cheie să intri înăuntru? Și zic, domnule, asta încerc să fac, să caut cheia. Ha, băi, și nu găseam cheia, nu se potrivea nicio cheie la ușă. Ba, ce noroc am avut, e că în același timp venise alt domn să livreze de la altă companie și ne-a deschis el ușa. Și dă-i și cară pe scări, n-avea lift, n-avea nimic clădirea. Avea un lift, dar zic că e pentru persoane de-astea cu dizabilități. Că nu putem să folosim la delivery. Ok. Deci cară, după ce am cărat paletul ăla amândoi, ne-am dus în partea asta la altă. E, care a fost treaba? După ce că avea un palet 800 de kg, 900 de kg cât avea, transpaleta nu era bună. Și dă-i și chinuie-te, și dă-i și bagă lemn între transpaletă și palet. Dă-i și bagă ceva, dă-i și chinuie-te, mamă. Am luat la un moment dat eu 5 saci pe troli, le-am dus. Pe foaie scria că n-ai voie să bagi direct înăuntru. După aia încet încet s-a făcut paletă mai ușor, am luat paletul, le-am făcut așa, bam bam. Ne-a luat cam vreo 45 de minute. Era și o zonă de asta unde n-aveai voie să parchezi. Erau 3 loading bay-uri. Nu înțeleg. Erau 3 loading bay-uri la care două erau ocupate și mai era încă un loading bay la vreo 200 de metri. În rest n-aveai unde să parchezi, că era red route și n-aveai voie să parchezi. Deci no parking at any time. Și avea și cameră, era pe red route cu camere cu tot. Și dă-i și chinuete. E, după aia am mai avut 2-3 clienți. La unul din clienți pe foaia era un postcod, pe foaia de parcurs și pe foaia de livrare al postcod. Normal trebuie să urmărim foaia de parcurs, exact cum zic ei acolo, delivery to la la la. De unde mă duc? De King Cross mă duc la Covent Garden. Covent Garden nimic, îi sunt pe ăștia, bă frate, e postcodul greșit.
cumva trebuie să mă duc în partea alta, că văd că sunt două poscuduri. Zice, nici noi nu știm, stai să-i sunăm. I-a sunat, bam, bam. A, da, Robert, trebuie să-i ții partea alta. Du-te iar din Covent Garden, în King Cross. Și era trafic bară la bară, dă încă o jumătate oră, încă o jumătate oră. E, și aia a fost ziua. Și cam așa a fost săptămâna. Sincer să fiu cu voi, aș fi vrut să filmez, dar am fost așa. Și cu ruta aia, obosit, stresat, n-am știut unde să mă duc, ce să fac. La care am ieșit cu colegii de servici. Ce a fost sâmbătă, am ieșit la un fotbal pe sintetic. Super. Dar acum vreau să vă spun că de-abia mă mai simt. Am febră în toate părțile posibile și imposibile. Încerc să mă refac. Am fost și la sală ieri, am fost și un pic cu bicicleta, am făcut niște filmări, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit. Așadar, facem azi gen van vlog sau cum vreți voi să-l numiți. Hai, depășește că abia aștept să te bagi. Deci eu ieși, credeam că îmi dă camionul azi, dar zic că iau camera să mai fac o filmare. Și cred că voi face aproape fiecare zi câte un filmuleț, câte ceva. O să încerc să vă arăt de la livrări când descarc, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, am rugămintea să înțelegeți și voi că în cazul în care mă vede careva că fac chestia asta, poate să mă dea oricând afară, așa că nu pot să risc să-mi pierd locul de muncă decât pentru câțiva abonați care vor să vadă livrări non-stop. E imposibil, frate. Nu știu cine vă oferă așa multe informații dintr-un mediu închis. Știi? Acum eu sunt o fire mai prietenoasă, facem și chestia asta, dar înțeleg că nu o să mai am locul ăsta de muncă, dar nu pot să am în referința mea să zic, păi vezi că omul a filmat și a spus atâtea informații și atâtea chestii că oricine poate să fac alte chestii. Când va fi mai ușor. Că va trebui să le pun pe cușcă, să le duc sus la etaj, să le bag în lift, mai bine zis. Așa, sper să încapă toate din prima, dacă nu, mai fac în drum, asta este. Ok. Jap. Jap. Atâta timp cât sunt la etaj, nu mai mă interesează cum sunt așezate. Răspunderea mea. Așa că nu mai îmi pasă. 5, grantă. Mai mă uit pe cutică, de obicei mai îmi pune alți clienți. Din primul palet. Ceea ce nu sufăr eu laptele ăsta. Dacă ai un palet de lapte, de asfalt. Hai mă, stai mă. Nu mai contează că e lapte nu deasupra, de desubt. Nu mai îmi pasă. Noi facem livrarea și am plecat. Și așa vreau să stau cât mai puțin aici. Va trebui să mă duc la baie, o fugă. Să zic 2 minute. Așa că zic să mă încadrez într-un sfert de oră. Mamă, de obicei când făceam livrări de aici, cât e ceasul acum? 6:51, pe la vreo 4:51, pe la 5:10, 5:20 era mai bine. Și am văzut că am și un top-up. Ia să-l pun eu acum să nu uit de el. Asta e următorul. Să mă duc cu astea. Și după aia și le mai iau și pe alelalte.
Sper să nu se dărâme ceva. Hai cu tata, hai cu tata. Vreau să vă zic că sub orice critică. Acum trebuie să mă urc la etaj să trimit liftul jos, că nu merge să apăs de jos să vină jos, trebuie să mă duc sus să-l trimit jos. Ciudat. De obicei cine își face treaba aici, trebuie să-l trimită jos. O să stau să mă cobor. Să mă urc să mă cobor. Hai că cobor. Un lift de ăsta vechi, antic și de demult. Și ia să-mi fac loc să le pun aici. Probabil voi mai face încă un drum. Să caut o cușcă. Jap, jap. Că trebuie să fie jos. N-am cu ce să țin liftul așa că ăsta ușa la lift. Așa. Jap, 1. Hai că a urcat. Așa. Haide-mi. Exact la timp. Jap. Morning. Morning. Yep. What's with the GoPro on it? Yeah, just to show them how to do the delivery. Some of the drivers, they don't know how. Oh, yeah, 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 yeah. Got the mushrooms in there? Where is it? It's coming now. Okay. Că a început să mă întrebe, de-aia nu suport când e cineva că mă pune la 50.000 de întrebări. Stai că... Mă gândeam la ce mi-a zis ăsta și... M-am luat cu vorba. Stai, mă. Nu vrei să stai. Nu vrei să stai. Uite, jurata, mă. Nu am ce să-i fac decât s-o aduc jos. Stai acolo. Să-i le pun el ăsta. Pun astea. Să-l chinui și un pic. Să-mi bag și un pic jos de el. Vedem cum este să-ți bag joc. Este bine sau nu este bine? Că tot îmi pune întrebări. Îi dau ca să nu mai îmi pun întrebări. Nu-mi plac oamenii care îmi pun întrebări despre tot felul de chestii. De ce, de ce, de cum, de la la la, de treflă. Așa vrea ceva al meu. Să nu mai zic ce, că între voi mai sunt și pizdoși de ăștia care, dacă zic ceva, imediat găsiți cusur. Așa că... Dă-i drum. Era mai bine pe întuneric, că nu mai vedea nimeni ce fac. Așa. Frumos. Pun și ce mai e. Așa, colegia că a terminat cu maimuțul ăștia. Repede s-a găsit ăla să mă întrebe că ce caută GoPro-ul meu pe cap, că sigur o să facă vreun complaint ceva.
rău să-l putu țin curt de aici. Bă, dar nu mă așteptam să vină, frate, mă așteptam să... Să-mi fac și o livrare liniștit. Bă, că închideam, mă duceam, luam semnătură și plecam. Dar s-a găsit mai mulți ori repede. Să mă întrebe, i-am zis că folosesc ăsta ca să le arăt celorlalți cum trebuie să facă livrarea. Așa că sper să nu dea cu ciocul. Că după aia iar să găsești că am făcut nu știu ce, că am făcut nu știu ce, că am făcut nu știu ce. Deci mă credeți că mi s-a cam luat să mi se tot spună. Ai făcut, ai dres. Bă, de ce nu mă bagăm ăsta înainte? O fi sens unic după intersecția din față? Sau care-i treaba? Ia să vedem pe unde mă bag. 7 și 10 minute și 11 minute acum. Hai că nu e rău deloc, ținând cum că a trebuit să mă duc prima oară la hotelul ăla în pădure. Dar aia nu mă bagă pe mine pe aici, acum am înțeles care e șmecheria. Eu crede că sunt cu 18 tone. Mă vede cu navigația. Hai cu tata Ariana. Mă chinui să văd pun mizeria asta de geam, cred că opresc la un peco și încep să-l șterg, că n-am nici hârtie, n-am nimic aici. Mă duc la un peco de ăsta să văd, poate găsiți vreo găletușă de aia cu apă. Deci le ține așa de jegoase și abandonate, frate, dar n-am văzut așa ceva cu ei. Nu le pasă de absolut nimic la compania asta, frate. Nu știu, când făceam vlogurile pe la început, așa, parcă era un pic altfel, nu era așa. Deci, ziua de luni și uite în ce hal arată Duba. Deci n-ar trebui să... și pe afară e la fel de jigoasă. Deci n-ar trebui să iasă din garaj la cât de jigoasă este. Știu că era o cameră pe aici, pe undeva. 30. Unde te bagi din țosule? A început să zâmbească, frate, străluceau toți dinții, zice că e nu zicem ăla, ariciul ăla luminos. Asta am un lapsus. Nu mai știu, nu mi-aduc aminte. Așa că vedem ce va urma. Așa. Din Place Hotel. Hai că am ajuns la ăștia la hotel. Teratere. Din Place Hotel. Jap din Place Hotel. Așa. Place Hotel. Teratere. Să vedem aici în spate, că sigur trebuie să aibă ceva. Bineînțeles. Ce-a pus dita mai cutia de 20 de kg peste vinete. Mișto. Foarte interesantă ideea. Drex Hotel, deci n-am ce să fac. Drex Hotel, Teratere. Să vedem ce mai e pe aici. Teratere. Dar tot trebuie să dau cutiile la o parte, să mă uit și au pus proști în spate. Haide-mi! Teratere. Teratere. Ce e mai aia de jos? Sper să nu fie aia aici când bat picioarele, mă. Nu pot să văd. Asta este. Este aici.
O livrăm în altă parte. Bă, urât le așează, mă, frate. Cartofi peste cutii. Mamă, ăsta-ți rupe curul, frate. Na, nu pot să ajung, frate, la cutie. Este anapod acum. Mi le așează. Hop. Măcar să stai aici. O paletă până ajung la următorii. Asta n-are nimic cu pude. Hai să merg cu asta să le duc. Așa. Peste vinete nu cred că are nimic peste cutia asta. Așa. Bam, 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 bam. Ok. Așa că nu știu dacă o să fie cineva înăuntru să facă o gură. Așa. Dacă văd pe cineva închid filmarea, repede. Mă GoPro în buzunar. Cineva acolo. Fac GoPro în buzunar, frumos. Așa, era cineva în bucătărie și nu pot să filmez exact tot ce fac. Așa că am rugămintea la înțelegere din partea multora dintre voi. Bă, ce aiurei. Vin ăștia cu viteză tot timpul în curba asta aici, mă, n-ai loc de ei. Și dintr-o parte și dintr-alta. Și nu poate să lase un pic mai moale, știi? Îi dă talpă, ca Gheorghe. Așa. Vreau să filmez aici, Alfriston. Să toc ăsta, mi se pare foarte, foarte frumos, foarte interesant. Cine vrea să viziteze sau... Mi-aș dori, frate, să am coleg, să am ajutor care să facă filmările. Care să facă filmările pentru mine, că pentru, nu știu, mi se pare stresant să stau tot timpul să filmez din toate unghiurile și să schimb tot timpul poziția la cameră. Nici nu știu dacă imaginea este dreaptă, dacă este strâmbă, dacă se vede cum trebuie, dacă nu. Sunt și presat de timp să ajung la locație. Aici, pe partea asta, pe trag vlog, van vlog, vlogul morților lor, de vloguri și așa mai departe, când faci, când ești pe delivery angajat și trebuie să ajungi la timp și trebuie să fii în 10.000 de părți, nu prea e așa cum ar trebui să fie. Pentru că nu îl fac de relaxare, îl fac, uite, eu în momentul de față sunt stresat. Încerc să arăt un loc frumos aici, să mai mi se ducă de stres. Acum mă gândesc să nu dea ăla cu papagalul să vorbească, că fac filmări și așa. Da. Am promis un lucru și vreau să mă țin de cuvânt, să fac filmări când ajung la locație. Așa că mă țin de cuvânt. Cu riscul de a-mi pierde locul de muncă. Oricum îl pierd peste... o lună de zile sau mai puțin de o lună de zile. Dar să n-am referințe, că am făcut, că am dres. Așa. Să duc cu Alfriston. Mai las un pic de baterie pentru mai târziu. Văd că dintre voi v-am tot rugat să-mi dați o idee, să vorbesc despre ceva sau să fac ceva anume și văd că nu vreți să comunicați, nu vreți să-mi dați nicio idee. Nu știu, poate dintre voi nu v-ați uitat recent la ce am mai postat. Așa că...
vorbim chestii banale, uzuale, care n-au treabă cu locul de muncă, care n-au treabă cu viața. Doar să fie acolo, știți? Ceva de genul. Dacă nu avem puterea de a comunica și ambiția de a vorbi, lăsăm decât imaginea, fundalul și vedem ce va ieși. Și că am ajuns și la ăștia într-un final. Am prins un trafic pe drum de vreo 45 de minute. Se lucrează aici în Brighton. Se lucrează și se circulă o bandă pe sens chinuită și basul și toate cele. Și am ajuns la băieții ăștia aici. Deja m-a sunat de la birou că stă în întârziere, că putare, că n-am ce să le fac. Asta este ceva, nu blum. Să le dau mai fără aici. Să mă duc cu astea primele și după aia mai pun și altele. Hop. De obicei nu comandă lapte, dar nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar a luat lapte azi. Una din cutii deja a cedat. Nu mai contează. Pun și pe asta. Pus-o și pe asta. Pe asta ușoară. Hai să le duc pe astea și pe aia duc altele. Mai am 2 saci de cartofi, cutiile alea. Că mai fac încă un drum și 3 drumuri. Una, două, trei. Ba. Și asta aici este cam dificil. Deci vedeți ce scorbură de drum. Și acum să știți că e curat. Uite că a pus un pic de întăritură acolo, de obicei era dita-i gaură. Deci cineva a reparat aici. Ia să mă uit să nu fie careva. Ăștia sigur dă cu ciocul pe aici. Am pus gunoiul ăsta fix. E cineva aici. Așa că întrerupem filmarea. Așa, hai că le-am pus înăuntru acolo. A apucat ăsta. E fix omulețul ăla care face de obicei scandal și dacă mă vede cu camera că și filmez și fac și trec, după aia face dite complain. Așa, la locația asta, după ce livrez, trebuie să colectez și cutii goale, să vedem pe unde le bag cumva anul ăsta pe aici. O să trec ori pe aici pe stradă, thank you. O să trec ori pe aici. Așa.
aici. Așa. Terminăm cu ce mai avem aici. Așa. Pus-o și pe asta. Jap. Astea două. De cât timp singur în restaurant, de obicei la ora asta trebuia să mai fie și altcineva să-l ajute. Îl crește și pe el, că are o grămadă de chestii pe cap. Numai pe mine, cu GoPro pe cap, nu mă mai avea. Ești morții, măi. Toate mizerile de cutii, ele mi le pune aici. Se zrupe cocoașa în două încă. Așa e când ai lift la dubă, trebuie să le iei la mână, iar și iar și iar. Teratele, mai le pun și pe astea. Și când nu-i veni, îmi fac cu un transport frumos și gata. Că n-a buci. Teratele, după aia să le și spale la alte. În ăsta e bupa, la, hai că e ok. Așa, hai că am livrat aici, la hotelul ăsta. Bineînțeles că nu am voie să filmez, că e toată lumea prezentă și imediat dă cu ciocul. Așadar, că am alergat un pic. Așadar, toți sunt aici. Oricum nu mai am foarte multă baterie la cameră, așa că o să vă prezint marea albastră. Da? Vedeți, nici un pic de valuri puternice, ceva de genul, vedeți, deci nu bate vântul. Este absolut minunat. Absolut mirific. Plajă de nisip. Și uitați ce frumoase sunt clădirile, ce arhitectură deosebită. Un moment de relaxare. Cum se vede din partea asta. Am fost o dată cu camionul și jos acolo. Când băgasem prima oară postcodul, m-a dus exact unde e autocarul acolo. Dar de fapt era strada asta de sus. Așa că dacă aveți de livrat pe aici și puneți un postcod, s-ar putea să vă ducă jos, unde nu e absolut nimic. Superbă locație. Și așa, am condus o grămadă. Mai am și o pauză, mai vorbesc și cu voi. Mai am de făcut vreo 3 clienți, așa că n-am voie să filmez la niciunul dintre ei, am și o școală și vlogul se va termina exact aici. Eu mai am de condus până la Steining. Nu, de fapt mai am unul în Brighton aici, mai am două în Steining și după aia trebuie să mă duc în Portsmouth să fac colecție și să mă întorc spre Dartford. Cred că o să iau undeva la, o să iau autostrada, se iau A3, M3 și apoi M25. Așadar, poate am noroc să mă întorc la 12 în garaj, dacă nu, asta e. Vă salut, dragi colegi, și vă doresc toate cele bune. Voi veni în curând cu un alt vlog, sau trag vlog, sau ce-o fi el. Vă salut, ceau!